Laudă, putem să ne închinăm înaintea Domnului. Aleluia. Și cel ce ascultă rugăciunea este Domnul. Amin. Doresc în seara aceasta Dumnezeu să asculte rugăciunile Amin. Noastre. Amin. Să primească jertfa de seară. Lăudat să fie Domnul. Amin. Amintea frații anterior despre lucrarea Duhului Sfânt, despre puterea Duhului Sfânt. Și cuvântul ne spune că Duhul Sfânt în continuare lucrează și ne învață cum să vorbim, cum să umblăm, Amin. Cum să și ne îmbrăcăm, Aleluia. Cum să și ne purtăm în societatea pe care trăim. Aleluia. Și trăim într-o societate prea puțin după cuvântul lui Dumnezeu. Milă, Doamne. În Babilonul acesta stricat. În secolul 21, copiii nu mai ascultă de părinți. Părinții nu se mai înțeleg unul cu altul. Dar cel care face să se înțeleagă Iisus Hristos. Aleluia. Aleluia. E minunat când omul vine la pocăință. E minunat când omul se pocăiește, pentru că Evanghelia declară că există sărbătoare în cer. Aleluia. Când un păcătos se întoarce la Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Aleluia. Mă bucur că suntem frați de o mamă. Și mama noastră este Iisus Hristos. N-are în vedere mama noastră Iisus Hristos. Fie cum vom fi romi, fie cum vom fi români, unguri. Dumnezeu privește la inimă. Lăudat să fie numele Domnului. N-are în vedere culoarea ta sau îmbrăcămintea ta. Are în vedere inima. O suflet drag, dacă i-ai dat-o toată Domnului, să știi că te vei întâlni cu El. Aleluia. Dumnezeu nu dorește ca inima ta să fie o inimă împărțită. Pentru că e o problemă când inima mea este împărțită. Nu sunt nici cu lumea, ci nici cu Dumnezeu. Facă bunul Dumnezeu ca inima noastră să fie în totalitate pentru Dumnezeu. Aleluia. Psalmistul David vorbește în Psalmul 103 și spune: binecuvintează suflete pe Domnul. Și tot ce este în mine, să binecuvinteze în numele Lui Cel Sfânt. Și mâinile acestea sunt în noi. Trebuie să lucreze la o lucrare bună pentru Dumnezeu. Picioarele să umble lucrarea Domnului și gura noastră să vestească vestea bună a Evangheliei. Aleluia. Noi suntem oameni care împăcăm oamenii cu Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Aducem mesajul Evangheliei ca oamenii să-L recunoască pe Dumnezeu ca Domn, ca stăpân și ca mântuitor. Amin. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Mă gândesc ceea ce vorbește Apostolul Pavel către Timotei și câteva cuvinte despre rugăciune. Cum noi ca oameni, cum trebuie să fim înaintea Domnului. Lăudat să fie numele Lui Cel Sfânt. Amin. Și spune în felul următor. Capitolul 2 cu versetul 7. Și provăitorul și apostolul lui am fost pus eu, spun adevărul Iisus numind, ca să învăț pe neamuri credința și adevărul. Vreau dar ca bărbații să se roage în orice loc și să ridice spre cer mâini curate, fără mânie și fără îndoială. Aleluia. Doamne ajută-ne! Amin. În această vreme să ridicăm mâini curate și fără îndoială, lăudat să fie numele Domnului. Amin. De asemenea vorbește cuvântul Domnului și spune: vreau de asemenea ca femeile să se roage îmbrăcate, în chip cuvincios, cu rușine și sfială, nu cu împletituri de păr, nici cu aur, nici cu mărgăritare, nici cu haine scumpe, ci cu fapte bune, cum se cuvine femeilor care spun că sunt evlavioase. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Sunt surori, sunt. Lăudat să fie Domnului. Sunt frați, sunt. Care ridic mâini curate spre Dumnezeu. Lăudat să fie numele Domnului. Are Dumnezeu oameni. Amin. Suntem poporul lui Dumnezeu. Ajută-te, suntem biserica lui Dumnezeu. Vine vremea să stăm față în față. E dor de Domnul, nu? Amin. Ne-am săturat pe acest pământ străin, pe acest pământ plin de fără de lege și probabil că ai spune înăuntru: măi, cum fratele așa de tânăr s-a săturat, mi-e dor de Domnul. Amin. Vreau să mă întâlnesc cu El. Și într-o zi se va termina.
știu și vom merge în locul potrivit. Unii au spus, el, mă duc să vă pregătesc un loc unde fi eu să fiți și voi. Dar apostolul Pavel ne spune, luptați-vă lupta cea bună să primiți cununa. Înseamnă că avem o luptă, lăudați să fie numele Domnului. Și trebuie să ne luptăm pentru această cunună, pe care Evanghelia o declară că e o cunună de aur și nu se veșteșește nici odată. Doamne, ajută-ne să primim cununa veșniciei. Lăudat să fie numele Domnului. Fratele Vasile mărturisea lucrarea pe cum Dumnezeu l-a dus la pocăință și în scurte cuvinte vreau să mărturisesc și cu asta și eu închei. O lucrare pe care Dumnezeu a lucrat în viața mea. Sunt multe, dar una așa mai scurtă vreau să vă declar. Când Dumnezeu lucrează și cum El și vindecă, lăuda să fie numele Domnului. În urmă cu un an, aproape 2 ani, cam așa, 1 an și 9 luni, soția mea era însărcinată în 1 an 9 și eram la rugăciune la familia Maxim, din Baia Mare, fratele Cornea știe, era într-o miercuri, ne rugam Domnului, era o putere în adunare, înflăcărată biserica și eram plin de râvnă și mergeam acasă plin de bucuros. Când plecam acasă, mă așteptea soția și îmi spunea că o doare foarte tare capul. Și spuneam, acum, cum te doare capul? Ce-i cu tine? Spunea că niciodată n-a dorit așa ceva cum o doare acum capul, spunea ea. Îi spuneam în felul următor, păi ar trebui să mergem la un medic să vedem care e problema. Ajungând la o familie binecuvântată de Dumnezeu, i-a cotat tensiunea în primul rând. Soția mea a avut aproape 300 tensiunea. Nu știa aproape nimic, nici cum o cheamă aproape. Primul, am luat așa mașina, nu știu cum am ajuns, dar știu că am ajuns la spital cu ea, am luat-o la urgență și medicul mi-a spus, acum alegeți copilul sau soția. Mi-era foarte greu. Eram foarte întristat, eram foarte supărat. Nu știu ce-o putea salva. Dar știm că nu mai trăiește. Eu l-aveam pe Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Și spuneam, salvează și soția, salvează și copilul, că am un Dumnezeu sus. I-am binecuvântat mâinile în numele Domnului Iisus Hristos și am spus, dumneata vei tăia, dar cel ce face să vindece Iisus Hristos, aleluia, trăiască numele Lui în inimile noastre. Glorie Domnului! Amin. I-a făcut cezariană, copilul s-a născut un copil sănătos, se numește Elisei Iosua, copil frumos, sănătos, binecuvântat de Dumnezeu. Și spunea medicul dimineața să vii neapărat să urcăm împreună la maternitate cu soția. Eram tătic și eu și eram foarte fericit. Mergeam toată noaptea, n-am dormit de fericit. Spre dimineață la 7 am avut un telefon de la medic și îmi spunea în felul următor. Prezintă-te neapărat la spital că e foarte urgent. Așa am mers de repede, când am ajuns acolo, stăteam cu domnul Jorda de la etajul 2 de la reanimale, șef de secție, și îmi spunea în felul următor, soția ta nu mai are șanse. Parcă atunci mi s-a muiat genunchii, am căzut jos și mă aflam la urgență. Și atât de supărat eram și la urgență nu știam ce s-a întâmplat și îmi spunea cineva lângă mine, uite ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și iarăși mă duc sus. Omul când e în disperare, caută să facă încât să afle mai multe, să găsească soluții ca omul să-și revină la viață. Adică soția mea era în comă. Și spunea medicului, oricât mă constă, vând casa, vând tot, nu mai salvează viața. Medicii, în vreme ca aceasta, sunt ca flămânzi. A luat ce a luat, dar a doua tură nu mai lua nimic și a spus, eu nu mai garantez. Eu nu mai pot să fac nimic. Am stat de vorbă cu 4 medici. Am vrut să o duc la Cluj. Nu putea să o miște. Pentru că soția mea a făcut un infart. Un stop cardiac.
un blocaj renal. Plus, creierii au fost inflamați în cap. Și nu putea să o miște deloc. Mă rugam Domnului cu tărie. Urlam în spitale, soția era acolo și nu știam ce să mai fac. Părinții, fratele Vasile este socrul meu și părinții mei erau atât de supărați, întristați, ne rugam la Dumnezeu și toți care mă cunoștea mă ajuta și mă sprijinea. Și a patra zi am mers așa cu mai multă tărie și am intrat înăuntru și să văd, nu-și revine. Sunt la altar, vă spun în numele Domnului Iisus Hristos. La mine n-a deschis ochii cât a intrat în ziua aceea. Când am intrat pe ușa, a deschis ochii și m-a întrebat, ești flământ? Ai mâncat ceva? Și am spus, lăudați să fie Domnul. Aleluia. Avem un Dumnezeu viu. Amin. Care lucrează azi. Amin. Slăvit să fie Domnul. Medicii când au văzut, s-au speriat și au spus, ce se întâmplă? Noi așteptam să moară și acum a înviat. Un medic care operează de cezariană este domnul Ciprian, mi-a spus, această femeie a trecut prin urechea apelui. A fost moartă și a înviat. Ai un Dumnezeu viu, omule. Aleluia. Slujește-L cu adevărat. Un om pe care eu consider că nu cunoaște cuvântul lui Dumnezeu, mi-a spus, slujește-L cu adevărat. Aleluia. Și atunci am spus, a meu Dumnezeu există. Aleluia. Și lucrează pentru cel cu inima curată. Aleluia. Și pentru cel care îl caută dintr-o inimă sinceră. Aleluia. Soția mea este bine, acum este sănătoasă. Aleluia. Este mamă la copil și mulțumim Domnului. Aleluia. Dăm slavă lui Dumnezeu. Aleluia. Suntem o familie binecuvântată. Aleluia. Doresc să citesc un verset. Vrem să mergem înaintea Domnului și Dumnezeu să lucreze. Amin. Și El să-și facă lucrarea în seara aceasta. Amin. Din Psalmul 103 continuu să citesc un verset, două și mergem înaintea Domnului pe genunchi și vrem să-i mulțumim Domnului. Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Nu uita niciuna din binefacerile Domnului. Ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta. Haideți să mergem pe genunchi și să mulțumim Domnului. Amin.